să reușești să înscrii România în elita alpinistică europeană și să fii primul român care cucerește Everestul nu e o performanță la îndemâna oricui. Constantin Lăcătușu, alpinistul, geologul și cameramanul, născut la Piatra Neamț pe 21 februarie 1961, a fost cel ales să ducă la îndeplinire o astfel de misiune. Dar până a fi cucerit, celebrul vârf de 8848 de metri, pe 17 mai 1995 de către români, aceștia aveau să ducă o luptă susținută de 10 ani pentru înfrângerea rezistenței muntelui. Prima expediție românească în Himalaya, organizată în 1985, aducea un succes parțial, cucerirea vârfului Buga Himal de 7000 de metri. Unul dintre membrii expediției de atunci și-ar mai dori o astfel de aventură dacă expediția ar fi alcătuită din români. Astăzi răspunsul ar fi mai curând, da. Într-o calitate sau alta, m-aș întoarce acolo, obligatoriu cu români. Alte câteva tentative românești organizate cu scopul de a atinge acoperișul lumii sunt sortite eșecului sau unele dintre ele fac chiar victime din rândul membrilor expedițiilor. În 1994, Constantin Lăcătușu, care face parte dintr-o expediție internațională condusă de Raisel Bryce, atinge 8100 de metri, dar după o avalanșă uriașă, românul încearcă salvarea câtorva parteneri și renunță la ascensiune și dorința de a cuceri Everestul. Cea mai bună alpinistă din lumea a momentului, franțuzoaica Chantal Mouduit, avea să spună. Constantin Lăcătușu, românian, este loc de determinație și strong. Și sunt sigur că vreau să summit Everest, sigur. Un an mai târziu, Lăcătușu, făcând parte dintr-o expediție condusă de același neozeelandez Raisel Bryce, urcă până la peste 8200 de metri în doar două zile. Aici, la ultima tabără situată la 8250 de metri, vremea îl obligă să mai aștepte alte două zile până la atacul final dat asupra piramidei, care avea să-l conducă pe acoperișul lumii, singur și fără oxigen artificial, la ora locală 14 pe 17 mai 1995. Constantine stayed on and managed to make it to the summit, and Dr. Dick got to the ridge. We watched Constantine coming down above the second step, moving steadily but fairly slowly. He spent 2 days and 1 night waiting at the 8,300 meter camp before going to the summit. He finished the climb without oxygen. This was a remarkably good effort, and an extremely good effort for This Romanian came up to me and he threw his arms around me and he kissed me twice. He did it because he'd summited on Everest and he knew what it took. There's that kind of camaraderie that I'll take away from here and I'll never forget. Primul român cucerea astfel acoperișul lumii, iar România era recunoscută în elita alpinistică a lumii. La ceva timp de la succesul înregistrat, Constantin Lăcătușu avea să-și exprime o dorință care îmbină pasiunea sa cu starea de bine a românilor. Vreau să urc un vârf de munte de unde să văd o Românie normală, locuită de oameni relativ fericiți care știu să se respecte între ei.